Ziua Armatei Române, aflată la cea de-a 71-a aniversare, este un moment de cinstire solemnă a înaintașilor care s-au jertfit pentru păstrarea unității, independenței, suveranității și integrității teritoriale ale patriei străbune. Această zi, simbol de cinstire a eroilor neamului și armatei sale, a scos în parcul central la Troiță din fața bisericii un număr mare de locuitori și mleiului pentru a fi părtași la activitățile de sărbătorire ale Armatei Române. Programul a cuprins ceremonialul tradițional, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios de către un sobor de preoți, depuneri de coroane de flori, alocuțiuni, program cultural-artistic și defilarea gărzii de onoare. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că a noastre piepturi păstrăm cu fal un nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, Româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru vine viață, libertate, ori moarte strigă tot, ori moarte strigă tot. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, de fiți-ai libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. De 71 de ani sărbătorim Ziua Armatei la 25 octombrie, ziua când în 1944 întreaga țară a luat la cunoștință cu entuziasm despre eliberarea frontierei vestice a României. Această zi reprezintă și un moment de cinstire solemn a înaintașilor noștri care au luptat și s-au jertfit de-a lungul secolelor pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și a statului român. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, fii cu îndurare spre noi. Duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele sărbilor tăi, păzindu-i pe deși într-o viața cea fericită care este la tine.
cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să ne cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călca moartea și pe diavol l-ai strupat și ai dorit viață în lumii tale, însuți, Doamne, fă odihnă sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea țării, în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul ce l-au făcut ei cu cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. O sine-ți odihnește, Hristoase, sufletele robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, să fie pomenirea lor din neam în neam. Prezentat alocuțiuni din partea colonelului Ștefan Toader, comandantul regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, primarul orașului Septimiu Cătălin Țurcaș, deputatul Lucian Bode. Gardă drept! Acoperiți! Gardă pe loc, pe pauză! Invităm să ia cuvântul pe domnul colonel Ștefan Toader, comandul regimentului 69 artilerie mixtă, Silvania. Domnule deputat, domnule primar, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă salut pe toți cei care ne urmăresc cu prezența și să vă mulțumesc că sunteți alături de Armata Română într-un nume atât de mare. Aș vrea să încep prin a transmite un omagiu memoriei colonelului Șerban, care a decedat acum o săptămână, un profesionist militar și cred că unul dintre cei mai buni șimleoani. Doamne și domnilor, fiecare armată își are o zi a sa. Nu întâmplător, data de 25 octombrie a fost aleasă ca zi Armatei României. 25 octombrie marchează eliberarea Ardealului de Nord și refacerea granițelor pe frontiera de vest a României. În această zi de toamnă a anului 1944, armata 4-a română, condusă de către generalul Gheorghe Avramescu, avea să înceapă ofensiva de eliberare a Ardealului de Nord. Această operație a început de pe malul râului Mureș, dintre localitatea Luduș și Târgu Mureș, a continuat apoi cu eliberarea Clujului, cu trecerea munților Meseșului și a munților Făgetului, ajungerea în zona de câmpie, pe localitățile Carei și Sată Mare. Pentru a realiza acest lucru, ofensiva a avut ca lovitură principală cu corpul 6 armată, eliberarea orașului Carei, cu divizia 18 și divizia 9 infanterie, în data de 25 octombrie. De asemenea, la flancul drept, cu corpul de armată și eliberarea în aceeași zi a orașului Sată Mare. Sunt onorat că regimentul pe care îl reprezint a participat la aceste acțiuni cu batalionul 7 aruncătoare proiectile reactive, la acea dată regimentul 7, artilerie grea, condus de către colonelul Vasile Danac,
care a avut misiunea de a deschide pasul Ghimeș și Palanca. Se spune că în istoriografia militară se amintește faptul că precizia tragerilor executate de către acest regiment a dus la succes operații. Chiar trupele sovietice l-au aplaudat pe colonelul Vasile Danacu la ieșirea din pasul Ghimeș Palanca. Ordinul de zi al generalului Gheorghe Avramescu a vrea să amintească. Pe cei care au murit la datorie, istoria îi va scrie cu litere de aur. Luând pilda celor care au pus mai presus patria decât viața, continuăm lupta. Jertfa militarilor în această operație a fost de 58.000 de militari. Lor li s-au adăugat încă 108.000 de militari, dincolo de Tisa și până în munții Tatra. Ca un remember, în aceste zile, Armata României au refăcut acest drum de luptă sub grupul Invictus. Regimentul nostru a avut onoarea de a transporta această ștafetă din Zalău în Satul Mare și au predat Ministrul Apărării Naționale în cursul zilei de ieri. Astăzi, la această oră, această ștafetă predă drapelul tricolor Ministrului Apărării Naționale în localitatea Carei. În memoria acelor care s-au jertfit în cel de-al doilea război mondial, ziua de 25 octombrie a fost aleasă ca ziua Armatei României. Noi, militarii de astăzi, societatea civilă, sărbătorește această zi cu conștiința realizării unui ideal, acela de eliberare a Ardealului de Nord, dar și cu conștiința pe care o avem în cadrul structurilor euroatlantice. Vă mulțumesc pentru atenție! Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul Cătălin Septimiu Țurcaș. Onorate fețe bisericești, domnilor comandanți, domnilor ofițeri, subofițeri, maestri militari, soldați gradați voluntari, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Este pentru a 12-a oară când sunt prezent în calitatea pe care șimleanii mi-au dat-o de primar la zilele armatei. Și de 11 ori am avut în stânga mea un om de aleasă omenie, un militar adevărat și un șimlean adevărat. Pentru că Dumnezeu a avut alte gânduri cu acest om și a plecat dintre noi, vă propun ca în onoarea colonelului Șerban să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Dacă pe plan național ziua de 25 octombrie generează mai multe sentimente, mai multe mesaje, acelea de mulțumire pentru soldații români care s-au jertfit în teatrele de operațiuni, în război, în anul 1944, în orașul nostru și Șimleu Silvaniei, acest mesaj devine particular. Pentru faptul că în orașul nostru există o garnizoană, există militari. Eu în acest context vreau să mulțumesc tuturor militarilor din orașul Șimleu Silvaniei, pentru că prezența lor aici generează o siguranță. Și pentru noi, societatea civilă, siguranța generată de voi este una extraordinară. Evident că ne mândrim cu dumneavoastră pentru că în structurile euroatlantice arătați că România n-a ajuns degeaba acolo. Și evident că mă bucur când aud că militari din Șimleu sunt prezenți în teatrele de operațiuni. Vă mulțumesc în numele tuturor șimleanilor care, după cum observați de fiecare dată când este sărbătoarea zilelor armatei, sunt prezenți aici într-un număr destul de mare, tocmai din respectul pentru că orașul Șimleu, oamenii din Șimleu, pe care îl poartă șimleanii pentru armata română. Dați-mi voie în numele șimleanilor să doresc tuturor militarilor, familiilor și tuturor celor apropiați un gând bun de sănătate, mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Dumnezeu să binecuvânteze Armata Română și România. Are cuvântul domnul deputat Lucian Bode. Domnule primar, domnule comandant, onorate fețe bisericești, bravi ostași Armatei Române, dragi copii, dragi șimleoane. Așa cum sublinia domnul comandant, domnul primar, în cuvântul domnilor lor,
an de an venim în fața dumneavoastră, la 25 octombrie, să subliniem în cuvântul nostru semnificația zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Manifestarea de azi, spun și eu, este mai săracă decât manifestările din anii precedenți, pentru că doi camarazi, doi patrioți, care veneau în fața dumneavoastră și vorbeau despre semnificația zilei de 25 octombrie, mă refer la profesorul Corbeanu și la colonelul Șerban, au plecat prea devreme dintre noi. Cu toții cred că le simțim lipsa. Doamnelor și domnilor, azi, mai mult decât oricând, se cuvine să evidențiem sacrificiul națiunii române în cel mai mare și ucigător război neîntrerupt din istoria omenirii. Mă refer la cel de-al doilea război mondial. Istoricii ne spun că în această conflagrație mondială și-au pierdut viața peste 70 de milioane de oameni, reprezentând la acea vreme 3% din populația mondială. Românii au plătit cu viața în această conflagrație mondială în număr de peste 900.000. Din aceștia, 93.000 au fost militari. Doamnelor și domnilor, ziua de 25 octombrie este legată efectiv și afectiv de Transilvania. Victoria Armatei Române din intervalul 23 august 1944, 25 octombrie 1944, a fost obținută prin jertfa peste 500.000 de militari, din care, așa cum spunea domnul comandant, aproape 60.000 au fost morți, au murit, au fost răniți sau au fost dat dispăruți. Puțină lume știe însă că în cele 11 zile, în octombrie 1944, în luptele pentru eliberarea Sălajului, și-au găsit sfârșitul 601 militari. Acești militari își dor somnul de veci aici, în județul nostru. Practic, eliberarea Sălajului în octombrie 1944 coincide cu eliberarea orașului Carei. Atunci, în acea formă de organizare, Careiul aparținea celui ce reprezintă azi județul nostru, județul Sălaj. Pentru cei 601 militari morți în eliberarea Sălajului în octombrie 1944, pentru toți militarii care s-au jertfit pentru independența și integritatea teritorială a României, pentru militarii aflați la datorie în țară și în teatrele de operațiuni, se cuvine cu toții azi să spunem Dumnezeu să binecuvânteze Armata Română. La mulți ani! Domnul colonel Ștefan Toader va prezenta mesajul Ministrului Apărării Naționale cu ocazia Zilei Armatei României. Ordinul Ministrului Apărării Naționale privind sărbătoarea Zilei Armatei României 25 octombrie 2015. Astăzi este o zi importantă pentru țara noastră, Ziua Armatei României. Sărbătoare cu o rezonanță specială în conștiința și istoria poporului român, moment cu valoare de simbol al împlinirii naționale. La data de 25 octombrie 1944, ostașii armatei noastre eliberau localitățile Carei și Satul Mare din Ardealul răpit prin dictatul de la Viena. Anul acesta sărbătorim 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. 70 de ani de pace, 70 de ani departe de ororile unui război care a marcat întreaga omenire. Cinstim cu prețuire și respect memoria eroilor căzut la datorie în teatre de operații și suntem alături de familia acestora pe care le asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. Gânduri bune și urări de sănătate transmis și militarilor răniți în misiuni executate în teatre de operații. Curajul și spiritul de sacrificiu inspiră și întăresc pe toți cei care au ales să-și servească patria în uniforma oștirii române. Dumnezeu să binecuvinteze Armata României. La mulți ani semnează Ministrul Apărării Naționale, domnul Mircea Dușa. Vă mulțumesc! Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori din partea primăriei orașului și mreul Silvaniei.
partea Ministerului Apărării Naționale comenduirea garnizoanei și Mleul Silvaniei. Secția de pompieri și poliția orașului Șimleu. Din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a veteranilor de război și a Asociației Cursului Eroilor Regina Maria, filialele și Mleul Silvaniei. Și a Bisericii Greco-Catolice. Partidul Social Democrat. Partidul Național Liberal. Gimnaziale, Horea, Silvania și Pustă. Liceul Tehnologic Ioan Osian și Mleul Silvaniei. Colegiul Tehnologic Iuliu Maniu. Colegiul Național Simion Bărnuțiu. Primăria orașului Șimleu Silvaniei oferă diplome de excelență următorilor militari.
domnului colonel Lucian Cudrea, șef de stat major al regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, pentru promovarea imaginii Armatei României în județul Sălaj. Acordând diplomă de excelență domnului colonel Cudrea Emil Lucian pentru meritele deosebite obținute de-a lungul timpului și pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul garnizoanei și Mleu Silvaniei. Și mulțumesc în același timp și pentru prietenia pe care am avut-o cu dânsul de-a lungul anilor și pentru faptul că eu spun că a devenit și mleoan. Colonel Lostun Bogdan din batalionul 315 artilerie Simeon Bărnuțiu pentru promovarea imaginii Armatei României în județul Sălaj. Diploma de excelență domnului locotenent colonel Lostun Bogdan pentru contribuția aduse imaginii Armatei României în cadrul zonei de responsabilitate a regimentului 69 artilerie mixtă Silvania. Domnului plutonier adjutant Plintinie Georgel din batalionul 316 asigurare date Guruslău pentru promovarea imaginii armatei și a valorilor sălăjene în teatrul de operații din Afganistan. Da, diplomă de excelență domnului plutonier Plintinie Georgel pentru contribuția adusă imaginii armatei României în teatrele de operații. Ne mândrim că avem astfel de oameni care fac cinste armatei române și sunt din Șimleu, Silvania. Urmează un scurt moment artistic dedicat evenimentului, susținut de copiii din instituțiile de învățământ din Șimleu, sub coordonarea domnului profesor Albu Traian și acompaniați de domnul Petre Ghiguța. De tot lacrimile noastre, roa de pe viorele, strop din geana țării mele. Pe altarul acesta sfânt a pus orea jurământ și a murit zdrobit de roată, împărțit în țara toată. Iancu pentru ce a luptat, din fluier de ce a cântat, oare nu de dragul lui, mândrului ardealului? Protește neamul românesc și pământul care vor și odihnesc. Doamne, să veghez neamul să nu piară, să nu prilegească departe de țară. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte, noi ne-om apleca. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, patra românească, așa ai României. Bine v-ați bătut. V-ați bătut sub steagul țării, sfântul vostru scut. Și ați învins că la izbândă, bunul Dumnezeu a deprins al țării palo și pe domnul său. V-ați bătut precum strămoșii se băteau ca lei. V-ați bătut ca feți frumoși din povești cu smet. Domnaș voi nici pe munte, viva țara mea! Ne vom face luntre punte, viva țara mea! Știu când vii acasă, la-lai-lai-lai-lai.
Din poezia Epitas, aparținând celui care a fost și ne-a părăsit prea devreme, lăsând un gol și în inimile noastre, colonelul în rezervă Alexandru Liviu Șerban. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Epitaf. În existența mea pe acest pământ, din naștere, prin viață, înspre moarte, vreau ca în finalul vieții un veșmânt să acopere ale mele fapte. Și acest veșmânt să fie tricolor și să învegheze veșnicia. Iar lângă groapă, un sobor, să-mi cinstească omenia.